Anexa respectivă ars complet în incendiul pe care doar pompierii l-au oprit să nu se extindă și la locuința bărbatului. Octogenara a fost preluată de o ambulanță și transportată la Spitalul Județean din Drobeta Turnu Severin. În cursul zilei de ieri, în Mehedinți, pompierii au intervenit la 10 incendii de vegetație uscată, iar în cazul unuia dintre ele, în satul Jirov, focul a intrat într-o pădure de pin unde a ars litiera pe o suprafață de aproximativ un hectar.